Salutare, numele sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să instați, să lăsați un like și după cum puteți vedea în titlu și în thumbnail, astăzi o să vedem ce chest o să ne dea la quest-uri. Sperăm să fie un legendary chest. Lăsați acum un like și sperați și băgați și un comentariu acolo să vedem ce chest o să ne puneți sau să vă exprimați voi opiniile ce chest credeți că o să împice mie. Până atunci, hai să descriem și noi ce avem pe aici. Ok, crown chest. Nimic interesant din lucrurile acestea, noi ne interesează ce se află de fapt în acest golden chest și ce chest o să pice. Eu zic că o să fie legendarii, lăsați un like acolo să sperăm împreună și haide să vedem. 3, 2, 1, bagă! Magical chest! Pe bune, mă! Ai, mă, bă! Chiar sunt trist. Nu sunt surprins deloc. Știi care a fost treaba? Eu am mai avut o dată un magical chest aici. Pot să jur că am mai avut o dată un magical chest aici. Și multora le-a dat deja legendary chestul ăla. Adică, frate, trebuie să-mi dea și mie un legendary chest. Cineva a dat left la clan. De ce ai dat left la clan, băiete? Nu știu de ce ai dat tu left la clan, dar sunt 4 locuri libere. Cine vrea să intre, go ahead. Ok. Astăzi, în episodul ăsta, nu prea o să facem mai nimic special decât o să luăm acest free gems de aici. Din păcate, chiar sunt trist de la chestia asta. Credeam că o să pice un legendary chest, dar din păcate nu s-a întâmplat chestia asta. Hai să băgăm și noi câteva battle-uri să vedem dacă putem urca în trofee sau putem scădea. Habar n-am jucat azi deloc Clash Royale, deci hai să vedem cum o să ne scurcăm. Uf. Jucăm împotriva lui Marioso din Fumauto. Fumauto. Am înțeles. O să dăm split la acești beți în spate, că nu prea avem ce face. Oh, shit! Ce cu pușul tău, băiete? Băgăm astea aici și Hogol ar trebui să moară. Dăm doar un hit, ok? Mi se pare destul de bine. Are destul de multe trupe care se... își iau counter de la Arrows. Trebuia să dau Arrows-ul ăla acolo, pentru că... deja am omorât mini o horde și nu mai avea ce să mai facă, presupun. Oricum ne-am dat noi mult mai mult damage decât ne-a dat el nouă, ceea ce e foarte bine. Nu cred că s-a întors la balonul lui și sunt chiar foarte curios la balonul, la minion horde-ului și sunt chiar foarte curios ce are să apre împotriva acestui balon. Nu cred că are nimic. N-are nimic pentru balonul meu. Ok, o să dăm noi zdrang aici la Mega Knight. S-a întors la minion horde-ului, ceea ce e ok. Putem da zep acum peste tot. Din păcate n-am dat zep cum aș fi plăcut eu. Dar e ok, minionul a rămas în viață, dar nu dă damage pe turn, ceea ce e bine. Și tot noi i-am dat mai mult damage decât ne-a dat el nouă, ceea ce e foarte bine. Aș putea spune că turnul ăla e deja mort, dar nu e mort, deci push agresiv cu cu Hogu, un hit, o să prindă 3 hituri, sau nu, a prins doar 2, ceea ce e ok. O să punem prințesa aia undeva, probabil, în spate, nu înțeleg de ce ai făcut asta, pentru că turnul ăla e... Bine, turnul nu-i mort. O să fie imediat. Ok, deci turnul ăla chiar e mort acum, 69, cel mai frumos număr din viața mea. Cred că o să începem să pușăm deja pe linia din dreapta, pentru că nu mai avem ce să mai facem acolo. Ok. Ăia o să moară așa. Băgăm ceva aici. Dăm cu Eros aici. Se pare că nu are cu ce se apre împotriva balonului meu, ceea ce e foarte, foarte bine. Am urmat și un goblin acolo și turnul ăla e mort. Și turnul ăla e mort. Bine, boys. Ia fiți atent la asta. Frumos. Dacă puteam să le iau pe amândouă în același timp, era și mai grațios, dar nah. Cât să fiu. Eros, 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 Eros. N-am dat Eros-ul ăla bun, dar nu mai are ce să mai facă. Nu mai ai, boss, ce să mai faci, îmi pare rău să-ți zic, dar ești mort. Dacă, uite, eu te las să-mi ieși turnul ăsta, chiar te las. Dar eu vreau să iau 3 coroane, ok? Deci eu vreau să iau 3 coroane, ok? Loc peste ăștia, nu-i nimic. Nu o să luăm 3 coroane, n-ai cum, ai nebunit. Oricum, asta a fost match-ul. Era să-i dau 3 coroane, dar nu a fost să fie, din păcate, în fine. O să iau acest win foarte, foarte bine și frumos.
3000 de winuri, deck-ul era interesant, în fine. N-am ce să spun decât să mai bag un alt match. Jucăm împotriva lui Sudgo din U30. Presupun că l-ai U. Hai să vedem cum o să ne descurcăm. Băgăm un Goblin Gang aici în spate să vedem ce are. A pus o pompă, perfect. Cred că o să pușez agresiv cu Mega Knight pe partea aceasta. Să văd ce are împotriva mea. Tornadă cu... Oh shit! Are 3 muschetare ăsta, cred. Are 3 muschetare. Nu cred că ai de-asta golem cu tornadă și minion horde. Dar am dat destul de mult damage pe partea aia, ceea ce e foarte bine pentru mine. Nu știu cu ce mai are se apere. Da, are 3 muschetare, cred. 3 muschetare gigant. Nu știu cu ce mai poate se apere de balonul meu, în afară de... Are wizard, holy fuck. Wizardul ăla e mare. Dă și în balon și în tot, în același timp. Mamă. Ok, trebuie să mă, ajung la Mega Knight-ul meu. Sau n-are 3 muschetare? Oh, shit. Mamă, cum mi-a atras la acolo. Wizardul ăla dă în continuu turn. Bă, băiatule. Ce mi-a făcut ăsta? M-a nenorocit pe viață. Sparky deck-uri. Sunt interesante de fiecare dată, mă surprind. Dar e nașpa, e nașpa rău de tot. Deja mi-a distrus turnul și mi-a dat foarte mult damage pe partea asta. Nightwitch, ok. Cred că match-ul ăsta e pierdut. Nu prea cred că mai am ce să-i mai fac, din păcate. Asta e trist. Asta chiar e trist. Tornadinho acolo. Faza e că giantul ăsta pur și simplu da foarte mult damage. Foarte, foarte mult damage. Până-l omor, până pe asta. Dacă aveam un inferno sau ceva, era de 100 de ori mult mai ușor. Dar, na, nu putem ruga la... Nu putem să sperăm miracole sau ceva bun. Acum avem double push. Să vedem cu ce o să se ocupe partea asta. Probabil un wizard. Probabil nimic. Hai! Cum dracu am prins aia? Voiam să spun că am dat zap pe nimic. Hai că o să pui tu un gigant agresiv la mijloc. Știu că o să vrei să faci asta. Nu o să vrei să faci asta. Ok, și începe push-ul din spate, frumos acolo. Balonul ăsta e cam inutil aici, aș putea spune. Mamă, ce acolo? Electro nu atingea Sparky-ul, din păcate. Nu știu la ce a dat chestia asta aici. Zrang. Sparky-ul n-a murit. Mori, Sparky, te rog. Mori, mori, mori. Ok. 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 Nu e ok. Credeți-mă că nu e ok. Nu e ok deloc. N-a prins, bă, nimic. Mamă, cum a murit pușul ăla din nimic. Așa cum mă spamează cu ăsta la mijloc. Asta a fost GG. Nu mai am ce să mai fac. Credeți-mă, nu mai am ce să mai fac ăsta. Rage gigant de level 10. Wow. Match-ul ăsta a fost interesant. A fost mai mult vorba despre cât de mare avem cărțile. Pentru că ăsta avea un wizard maxat. Două legendare de level 3 foarte bune. Rage de level 6, asta nu. Tornadă de level 7. În fine, avea două cărți maxate. Oribil, oribil. Hai să mai băgăm un match să vedem cum să ne scurcăm împotriva lui Pro Ștefan din Royal Hustlers. Pro Ștefan. Stefano. Stefano. Hello. Ok, mă bucur că erau de level 10. Mă bucur că erau, goblinii erau de level 10, că nu aveam să-i fac. Ce ăsta, Logbait? Jucăm cu Logbait? Jucăm, jucăm cu Logbait, jucăm, nu, cum să nu jucăm cu Logbait? Hai, balonaș, fă-ți treaba, ok. Foarte bine pusă prințesa, că nu a luat damage-ul de la balon. Asta e nașpa, nu știu dacă... Are cărțile foarte, foarte mici, am observat. Poți să te oprești oricând. Are cărțile foarte mici. Cred că vrea să încerce Logbait și n-are cărțile de ajuns de mari.
Ok. La ori 2 o să se distrugă. Îmi pare rău să spun asta, dar chiar o să se distrugă la ori 2. Hai că știu că ai infernul ăla și vrei să-l scoți. Dar presupun că vrei să aștept să pușez eu grav. Pun un Mega Knight aici în spate să văd ce poate să-mi dea. Un inferno, bineînțeles. O să... Nu, n-ajunge acolo. Băi, ok, că pot să fac asta, Goblin Gang-ului moare instantaneu. Ce loc vei ăsta, tati? Ce loc vei ăsta, tati? Loc vei cu Mega Knight, what the fuck? Bine, e sort of. Sort of log bait. A combinat două decuri ăsta. Ai spiritul ăla, a murit instant. Bă, deci n-am ce să zic decât omul ăsta are cărți de level mic. Perfect, a pus infernul acolo. Deci cred că electro-ul poate să-i dea counter. Dar tot el mi-a dat mult mai mult damage decât i-am dat eu lui. Ce asta e nașpa. Dar la câte cărți a pus deja, s-a întors la noul inferno. Crede-mă, n-o să faci treabă cu chestia asta, Mega Knight. Ok, bun! Ah, oh, fuck, a dat log, ok. Bă, credeam că să fie focusat Mega Knight-ul pe Mega Knight-ul meu. Și că o să scape cumva Electro-ul, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Hello, internet! Rachetă, da mă, ăsta are combinate 3 decuri diferite. O să pui în prințesa aia pe undeva? Nu, n-ai pus-o? Rămâne un Goblin Gang aici pentru că știu că o să vrei tu să-mi dai foarte mult damage curând, băiete. Nu o să te las să se întâmple lucrul acesta. Poți să nu mai pui acest Goblin Gang în același loc pentru că... Nu știu dacă ai observat, dar... Poți să-ți dau zap de fiecare dată. Ok. Ia uite-l pe ăsta, ia uite balonul. Oh, fuck, cream că să ajungă. Holy fuck, cream că să ajungă balonul meu acolo. Bă, nu înțeleg ce mai vrei tu să faci. Să iasă egal, înțelege-mă, da? Te băteam ușor dacă mai aveam jumătate de oră. Dacă avea log bait, pur și simplu, fără Mega Knight-ul ăla care să-mi oprească fiecare push, era bine, vă zic eu. Era chiar bine, dar în acest caz, tot el ne-a dat mult mai mult damage. Într-un fel, el ar fi câștigat dacă se lua după chestia asta, dar... Avea cărți de level mic. Avea cărți de level mic. Și asta este, ăla a fost cred că singurul dezavantaj al lui. Păi cam am tot, frașilor, și cu acest episod, frașilor. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.